Este în direct, așa și-a făcut intrarea astăzi în Europa Express. Sărut mâna și mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația mea de a participa astăzi în premieră la Europa FM, de altfel, nu? Neața! Neața! România! Neața România tuturor românilor care sunt pe recepție și ți-au dat foarte multe like-uri. Foarte multe like-uri atunci când am anunțat că vei veni în Europa Express. Și eu am dat like. De întrebat, nimeni n-are nicio întrebare despre tine, adică... Păi... Doamne, pe noi ne interesează ce cântă, nu ce a făcut, ce face de-a lungul timpului. Bravo! Ceea ce e de bine, să știi. Sunt puțini artiști care scapă așa, ne întrebați de... Yes! Chiar înseamnă și o bârfă ceva. Măi, o bârfă? Vrei să zic o bârfă? Yes. Am dihor. La asta propriu sau la figurat? Nu, la propriu. Dihor? Am un dihor, da. Wow. Și este chiar, de asta zic că e bârfă, pentru că este un animal neobișnuit și se zice că cine are hodihor are probleme la biblică. Dar să știți că este un animal absolut superb. L-ai domesticit? Da. Sau așa a venit la pachet, era comandă special? La etajul 7 nu vine așa ușor dihorul din pădure. De unde l-ai luat? Cum l-ai achiziționat? Ți-ai intrat în casă? Din magazin special. Vaccinat tot. Mănâncă mult? Castrat, tot ce vrei. E bun ăsta ca animal de companie. Văd că se poartă acum, știi, lumea vedetelor. Unul vine cu porcul, altul vine cu găina. Înțelegi? La un moment dat, nu știu cine pe cine a luat. Găina a luat stăpânul sau stăpâna a luat găina? În cazul meu eu am luat. Mă rog, hai să trecem peste subiectul ăsta. Să-l stăpânesc sănătos și să-ți trăiască. Ce să mai spunem? O să vorbim și despre animale de-astea de companie mai interesante. Dar astăzi vreau să vorbim un pic despre Vocea României. Eu te știu de foarte mult timp, de când cântai și cu alte trupe, chiar și pe partea de backing vocals la un moment dat. Ideea este că participarea ta la Vocea României pe mine, unul m-a surprins. Am zis, de ce a participat Dalma la Vocea României? Păi m-ai văzut în ultima vreme la televizor sau m-ai auzit la radio? Nu. No. Exact din cauza asta. Răspunsul corect, nu. Da. Simțeam nevoia de a apărea la televizor, mai ales la o emisiune unde se uită toată lumea. Practic ai avut nevoie de o confirmare. Da. Da, pentru că știi cum e cu artiștii. Trebuie să scoți ceva nou, trebuie să apari într-o ipostază nouă, trebuie să, mă rog, că m-am făcut eu blondă, asta nu a fost neapărat decizia mea, dar trebuie să mai schimb un pic. Nu, acum stați să vă zic. Dalma a revenit la culoarea roșcată pe care o știam înainte, nu mai. Yes. Dar blondă de ce a apărut la un moment dat? De ce a trebuit să fie? Pentru că grupul minunat din cei de la Vocea României, așa? Da, au decis că mi-ar sta mai bine cu o culoare mai liniștită, mai calmă, pentru că s-ar potrivi mai bine. Nu știu. Te rog să mă crezi că eu am plâns în momentul în care tot așa un stilist de televiziune, eu aveam o plată frumoasă, mă rog, iertați-mă, dar aveam păr, într-adevăr, pe vremea aceea și cineva, un hair stilist, îi spunem așa, a decis, pe tine te tunde. Și am zis, mă, hai, mi-a două, trei smoace de aici din față ce mai am totuși și vedem. Dar când am văzut că vine cu mașina, de tunci și a doua zi apăream pe televiziune. Și tu ești, am plâns, recunosc că am plâns atunci și bărbații plâng câteodată. Da, e corect. Ai picat în aceeași groapă ca și mine. Bun. E un pic riscant ca să schimbi look-ul în ultima clipă. Dar pentru cei cunoscuți și dragi ție, cu siguranță le-a plăcut și așa. Da, e ok, da. Hai să o lăsăm așa. O schimbare e binevenită câteodată în viața unei femei, iată. Da, de-aia m-am făcut înapoi roșcat. Dar mă, spune-ne un pic, participarea ta la Vocea României, ți-a adus niște beneficii, satisfacții, dincolo de apariția la televizor, că te recunoaște lumea acum pe stradă, poate îți mai cere cineva un autograf. Uh-huh. Pentru tine, așa, pe plan personal, fiind și o confirmare a faptului că vocea ta, iată, a adus niște voturi la un moment dat, foarte multe. Da, a adus voturi. Ai mai multe concerte, te sună lumea. Am avut în ianuarie mai mereu, dar e adevărat că m-au sunat unii, că mereu îi întreb de unde ați auzit de mine sau unde m-ați găsit, pe Facebook, pe dalma.ro, s-a confirmat de vreo 2-3 ori în ianuarie că m-au auzit la emisiune, nu știau de mine înainte și ar fi vrut să cânt la petrecerea lor de început de an.
Asta e foarte bine, clar. Da. Ne cânti în ziua de astăzi o melodie în premieră pentru noi? Pentru voi, o, da. Pentru noi, pentru alții probabil e... Pentru alții nu neapărat, dar pentru voi este chiar premieră, mai ales în formula aceasta cu chitara, un pic mai reggae style. Așa. Pregătim un album, facem ceva. Pregătim, în sensul da, acesta. O să adun melodiile pe care le-am primit în cadou, să spun așa, de la diferiți compozitori, de la Cornel Ilie până la Moga și alții, Edward Cârcotă și tot așa, etc., etc. O să am, cred că un album cu 10 melodii, ca să fie așa rotund. Și când ai de gând să-l pui pe piață? Cât de curând? Adică melodiile sunt, există, trebuie doar retrase, un pic masterizate și... bibilite și un pic perfecționate. Sunt colaborări, dincolo de cei care ți-au propus aceste melodii să le interpretezi, sunt colaborări, adică Dalma featuring Brenciu, nu știu ce să zicem. Brenciu. Că tot era în gașca lui. Deocamdată, cred că Julie featuring Brenciu o să fie o vreme bună. Eu aș vrea cu Cornelie, sincer să fiu. Mi-e bun prieten. Și aș vrea un duet cu el. Am văzut acum, în timp ce eram în taxiu și mergeam spre Europa FM, am citit pe internet care a cântat cu Monica Anghel. Categoric. Nu mai țin minte titlul. A cântat și cu Antonia. Stai, da, bine, ok, am înțeles, dar totuși Monica e mai aproape de mine, că e fost a mea pe colegă. Pe cine pune mâna Cornelia, te aduce noroc, ca să spunem. Așa e. Nu, e un om norocos, e super, super gaziu, super, super om. Bun, dacă mai ai ceva de subliniat despre acest nou album sau despre concertele pe care vrei, uite cum trece timpul, vezi, nici n-am apucat să vorbim foarte multe. Vreau să spun că o să... Uite, o nouă melodie o să scot pe câteva săptămâni. Clipul este gata deja, este un fel de cartoon. E un desen animat haios și apare și trupa mea că... Lansarea o veți face tot așa cum tot, se... Pe da. Facebook, cum se face acum. Pe Facebook și o să venim și la voi. Și, mă rog, și normal o să mergem și la televiziune undeva. Dar e chiar o melodie a nouă, n-am mai cântat-o nicăieri. Este compusă de Vicky Red. S-ar putea să fie auzit de el. Categoric, este super, am auzit și salutăm. Salutăm cu această ocazie. Da, e chiar o piesă faină și de-abia aștept să auziți. Și asta e melodia, de fapt, pe care o să o cânți acum? Nu. Încă nu știu pe de rost. A, da? Dăm cu la-la-la. Unde nu știm versurile, dăm cu la-la-la. Nu, e mult prea nou. O să vă cânt ceva ce știu sigur, sigur pe de rost. Asta e compusă de Marius Moga. Chiar prima melodie care a fost compusă de el și care mi-a plăcut mie mult, mult, mult de tot. Pentru că este o piesă haioasă. Printre artiștii tăi preferați de afară, care ar fi? Cu care, nu știu, ți-ai dori la un moment dat să ajungi să cânti? Păi uite, ca și carieră îmi place Celine Dion. Ea este cea mai completă. În rest, ca voce îmi place Aguilera. Dintre bărbați îmi place Bryan Adams. Bon Jovi. Ah, mor după ei. Oh my god. Bine, au și eu vârstă acum. Dar cu ei aș cânta cu mare, mare drag. Și cu Norah Jones. Bine, am mai mulți, da. Până una alta în studio aici în Europa Express, cânti cu... Cu Jean Piloiu, chitaristul trupei cu care cânt. Cânt mai mult cu ei, nu mai vreau să merg cu CD-uri cum a fost pe vremuri. Încerc să iau mereu pe ei cu mine și să cântăm live, promovăm live acum la greu. Nu mai e loc de karaoke, playback. Zic așa, playback. Spune pe aia dreaptă. De mimă și Dalma, mulțumim foarte mult pentru prezența ta în studio aici în Europa și Express. Eu mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptăm și data viitoare când e aproape albumul proaspăt să-l simțim în mână atunci. Yeah.